Hai, salut, sunt în Botoșani, dimineața e ceață, am ieșit să mă plimb puțin prin oraș, la ora 10 plec la Iași, vreau și o să văd cum arată orașul ăsta pe ceață. A dat un telefon Monica, fetele-s gata, mă întorc acasă, plecăm la Iași. După plimbarea mea de dimineață m-am zis că plecăm la Iași, suntem în mașină. Din păcate, după cum vă spuneam ieri, trebuia să meargă și Sebi, de 3 mari plus unul mic care doarme acolo în scaun. Băi, ploaia asta ne urmărește peste tot pe demerge. Da, bă, n-am scăpat de ea, am zis că am plecat de la piatra, am scăpat de ea, dar nimica, bă, ploaia după noi. Așa că eu de trebuie să adică pe un oraș. Dă-mi, să nu dăm amendă și să nu mai avem bani de distrat în viață. Hai că am ajuns la Iași, ne-am parcat, mergem până în mall, că afară plouă. Am adus ploaia cu noi. Da. Inițial când am sunat aici pe cineva, că e soare cu dinți la Iași, dar... Eu cred că omul s-a uitat în dreapta, lucrează undeva la o agenție de turism. Bă, ce soare e aici pe panoul ăsta. Să ne găsim mașina. Acum m-au păcălit astea. Monica m-a trimis cu Alexandra și că du-te să-și iau o cafea de la Starbucks. Și Toma face cinste. În final am aflat că de fapt mă duc să-i cumpăr o cafea. M-au păcălit, bă. Aș fi? Ce vrei să-ți iei? Cafea. Cafea de care? Ăștia au multe feluri. Îți iau zahăr brun? Am intrat, o schimbăm pe Bubu. Doamne, ce baie frumoasă ai, băi, Bubu, aici la mall. Păi așa e o aglomerație în mall. Zici că se dă gratis ce e aici. Mâncare, moca! Mă simt ca la piață. Așa e mall. Ca la, uite, ca la bazar, așa. Ia uite ce e aici. Am obosit. Am obosit și stăm acum, ne odihnim. Maria mănâncă. Hai, Maria, exersăm în fiecare zi. Ne-am oprit să mâncăm și am decis că nu mai mâncăm fast food. Așa, eu brusc. Mâncăm numai mâncare de asta, așa, care arată ca o mâncare gătită, cât de cât. Dovadă. Și cât crezi că o să țină? Băi, eu sper să mă țină destul de mult. Sper. Martor. Maria tocmai a învățat să bea cu paiul. Mai bine decât cănița aia cu cloc. Da, mai bine, bea mai bine cu paiul, văd că decât cu cănița aia. Maria devenea un pic cam agitat, așa că am scos-o un pic la plimbare, prin mod. Ce face? Uite, asta înseamnă să dormi ca un bebe. Ai somn 100% fără griji. Așa că am stat numai în mod. Vedem acum, poate nu plouă. Nu cred.
Am plecat din Iași, din păcate, fără să ne plimbăm. V-am zis că a plouat tot timpul. Vedeți, și Maria e supărată în spate că n-am putut să ne plimbăm. Da, a trebuit să stăm numai în mall. Faza comică a fost exact. Deci când am intrat în mall, erau unii dărâmați pe băcile alea de acolo. Și peste câteva ore, în locul ălora eram noi dărâmați. Și alții intrau așa cu... Domne, ce facem? Era o fuleală în mall de ziceai că se dau moca.